cadru didactic, sunt părinți în primul rând, văd, știu că se întâmplă lucruri grave în societate și siguranța copilor a fost și este o preocupare a mea personală dintotdeauna atunci când mă gândesc la copiii din școli și la copilul meu personal în particular. Acum 2-3 săptămâni am început o discuție la nivelul inspectoratului școlar cu colegii inspectori. Am convocat o ședință cu directorii de licee din Baia Mare într-o primă etapă și apoi imediat cu reprezentanții Consiliului Elevilor și reprezentanții Asociației Elevilor din Maramureș. Am avut discuții deschise și concluzia generală a fost că lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. În plus, am și făcut noi o inspecție tematică ad hoc în care am constatat că porțile liceilor din municipiu sunt deschise. Oricine poate intra și poate și în permanență din incinta unităților școlare. Am stabilit clar că aici este punctul slab al acestor instituții. Am stabilit clar că serviciul pe școală nu este făcut așa cum ar trebui. Profesorii sunt prea puțini în mijlocul elevilor sau prea puțini în mijlocul elevilor în perioada pauzelor. Și atunci am stabilit să reluăm discuțiile. Au apărut imediat după aceste măsuri, au apărut primele incidente mai grave din punctul nostru de vedere. Am grăbit lucrurile, am avut o nouă discuție cu directorii de licee din Baia Mare și am stabilit clar să aplice regulamentul și să închidă porțile. Chiar astăzi, la ora 5, avem o întâlnire cu reprezentanții părinților din liceele băimărene. Între timp am avut o ședință și la Siget cu directorii. Urmează să avem și acolo săptămâna viitoare o discuție cu părinții pentru a ne sprijini în acest demers de a asigura siguranța elevilor. Asta am făcut pentru interiorul școlilor. În paralel am discutat cu instituția prefectului, cu domnul prefect. Chiar ieri am avut o întâlnire la prefectură la care a participat inspectorul școlar general adjunct Dan Filip. Am și trimis un document spre prefectură și am primit promisiunea că vom obține sprijin așa în ideea de a forma niște echipe mixte care în perioada cursurilor să verifice punctele sensibile din oraș, acolo unde se adună copiii și a încerca să îi îndemnăm să fie în interiorul școlilor.